Eu dormeam pe stradă și trăiam din mila trecătorilor, iar mama locuia într-o vilă și mânca doar la restaurante scumpe. Mama mea a fost mereu răsfățată. Bunicul și bunica mea aveau o afacere profitabilă, iar mamei mele nu i-a lipsit niciodată nimic. Mergea des în cluburi, umbla cu tot felul de bărbați. Iubea să își cumpere lucruri scumpe, dar nu îi plăcea deloc să muncească. Toți banii ei proveneau de la părinți, de la bunicii mei. Când eu m-am născut, mama s-a comportat de parcă nici nu eram fiica ei. Dacă nu erau bunicii mei, cred că m-ar fi abandonat în spital. Nu știa cine este tatăl meu, având în vedere că umbla cu mulți bărbați. M-a lăsat în grija bunicilor mei. Noroc că ei m-au iubit și m-au îngrijit de parcă aș fi fost propriul lor copil. Bunicii m-au crescut și educat frumos. Ei mi-au spus să nu o urăsc pe mama, ci să o iubesc așa cum este ea, că poate într-o zi se va maturiza și va înțelege ce a pierdut nefiind lângă mine. Bunicii nu erau de acord cu viața de noapte pe care o ducea mama, dar nu mai aveau ce să schimbe. Era deja mult prea târziu. Însă, cel mai greu a fost după ce au murit bunicii mei. Mama a început să dea multe petreceri acasă, în vila bunicilor. Aducea tot felul de bărbați și nu mai știa de ea. Îi spuneam mereu mamei să înceteze și să se comporte normal, ca o mamă, nu ca o adolescentă care nu știe ce face cu viața sa. Dar mama mea mi-a spus că dacă nu-mi convine, pot să plec. Și din acel moment a insistat să plec din casa bunicilor. Îmi era foarte greu, deoarece nu aveam unde să mă duc. Nu am plecat, însă în fiecare zi mama îmi spunea să plec și să-mi caut alt loc unde să locuiesc, deoarece ea nu mă vrea acolo. Când a văzut că nu am de gând să plec, pur și simplu mi-a făcut bagajele și m-a dat afară din casă. Oricum îmi era teamă să mai locuiesc în acea casă unde se perindau atâția străini, dar îmi era teamă și de necunoscut. Ajunsesem să dorm pe străzi. Am abandonat școala pentru că nu puteam să merg murdară și cu haine murdare și mi-era rușine. Colegii ar fi râs de mine și s-ar fi îndepărtat de mine. Mi-ar fi făcut și ei viața mizerabilă, iar eu oricum duceam o luptă continuă să găsesc mâncare și un adăpost pe străzi. Nu îmi venea să cred că propriei mele mame nu îi păsa de mine, ci doar de petreceri și de bărbați. Eram pe stradă, flămândă și înfrigurată. Jumătate de an am trăit pe străzi. Mă gândeam la bunicii mei. Doamne, ce supărați ar fi fost știind că am abandonat școala și am ajuns pe străzi. Nu înțelegeam ce rău făcusem de aveam acea viață, doar pentru că eram fiica mamei mele. Într-o seară frumoasă, cu un cer înstelat, m-am pus în genunchi și m-am rugat la Dumnezeu și la bunicii mei să facă o minune pentru mine, să nu mai fiu pe străzi. Tot în aceea seară, o doamnă cu o inimă de aur, care m-a văzut când căutam mâncare într-un tomberon, s-a apropiat de mine și mi-a zis: "Copilă, ce cauți aici?" Cu multă rușine în glas, i-am spus: "Bună seara, doamnă, caut ceva de mâncare." "Sunt flămândă." Doamna aceea m-a privit și mi-a spus: "Vrei să vii să mănânci împreună cu mine?" Când am auzit, nu-mi venea să cred. O masă caldă după atâtea luni. Era de necrezut. M-a luat la dânsa și mi-a dat să mănânc. M-a lăsat să-mi fac baie și mi-a dat haine curate de la dânsa. Însă când i-am mulțumit și am vrut să plec, mi-a spus că pot rămâne alături de ea. Îmi oferea ceva ce nu mai aveam de mult, un acoperiș deasupra capului, mâncare caldă și multă iubire și înțelegere. I-am povestit tot ceea ce mi se întâmplase, iar acelei femei nu-i venea să creadă. Dânsa era directoare la liceu. M-a ajutat să mă înscriu din nou la școală și să-mi termin studiile. Ajunsesem să-i spun mamă. Era cu adevărat mamă pentru mine, nu ca cea care m-a izgonit din casa bunicilor. Într-o zi, când eram la școală, m-a căutat un avocat. Am rămas surprinsă că mă căuta pe mine. Acel avocat mi-a oferit niște acte și mi-a spus că bunicii mei trecuseră toată averea lor pe numele meu. Vila, bunurile materiale și toți banii din conturi erau ai mei. M-am bucurat foarte mult, nespus de mult.
și directoarea cu inimă de aur s-a bucurat mult pentru mine. Când mama a aflat că bunicii mi-au lăsat mie totul, a venit la ușa noastră și m-a rugat să-i cedez ei totul. Nu venise pentru că îmi simțea lipsa. Nu venise pentru că realizase că greșise. Faptul că nu avea remușcări pentru ce-mi făcuse și că nu venise pentru mine mă durea foarte tare. Ea venise să mă convingă să-i cedez totul pentru a se putea bucura în continuare de viața extravagantă cu care era învățată. Însă, nu am acceptat. I-am spus să-și facă bagajele și să se mute. M-am mutat în vilă cu doamna directoare, cea de-a doua mea mamă. Și am trăit liniștite. Ea nu doar mi-a oferit un acoperiș deasupra capului și hrană atunci când nu aveam nimic, ci și un umăr pe care să mă sprijin și o inimă deschisă care să mă înțeleagă. I-am fost recunoscătoare tot restul vieții mele. Mila și iubirea sa m-au salvat și m-au ajutat să am un viitor minunat. De mama nu mai știu nimic din acea zi când a venit să-mi ceară moștenirea de la bunici, dar mă rog la Dumnezeu să o întoarcă pe mama la bunătate și rugăciune și să-și găsească și ea liniștea sufletească. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.